E adevărat că ai pipăit femeia de 30 de ani? Ai mai avut legătură și cu două fete de 21 și 18 ani? Ești vinovat? Bărbatul are 30 de ani și este din Ploiești. Este angajat al unui cunoscut club din oraș. Când se plimbă pe stradă, ziua în amiaza mare, se apropie de tinere și le pipăie în zonele intime. Așa l-au prins polițiștii chiar în buricul târgului. Ca să se asigure că nu poate fi prins, gestul îl făcea în timp ce se afla pe bicicletă. A comis aceeași faptă la alte două tinere, una de 21 de ani și o alta de doar 18 ani. În jurul orei 14, polițiștii secției 1 au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 30 de ani din municipiul Ploiești, care pipăise o femeie de 30 de ani care se deplasa în zona centrală a municipiului Ploiești. După câteva ore petrecute în fața anchetatorilor, bărbatul și-a recunoscut fapta și a fost reținut. După cele 24 de ore petrecute în arest, tânărul va ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul Prahova, care vor decide cum va plăti pentru faptele sale.